Salutare, prieteni, și bine v-am găsit pe pagina Olhionia, unde în aceste clipe va avea loc tragerea la sorți pentru concursul cu numărul 20. Așadar, în primul rând, vreau să vă doresc sărbători fericite, Crăciun fericit și la mulți ani, doar victorii în noul an. Este ora 21:00, suntem live, așadar vom menționa acest lucru și în comentarii, ca să nu existe suspeciuni. La fel o vom face și la poza de concurs. Așadar, Olhionia, după cum bine știți, este o echipă sportivă, o echipă de fotbal, a amatorilor de fotbal, echipa voastră, care organizează fotbal de 2 ori sau chiar de 3 ori pe săptămână la Zimbru. Așadar, toți doritorii se pot alătura să joace fotbal împreună cu noi. Detalii găsiți pe pagină, la fel participăm la turnee și organizăm diverse evenimente, festivaluri, competiții. Puteți găsi informații, foto, video, la fel pe pagină, în secțiunea despre. La fel vă puteți informa cu tot cu ce se ocupă Olhionia. Așadar, detalii în privat sau pe pagină, unde găsiți toate informațiile necesare. Așadar, să procedem la tragerea la sorți a concursului cu numărul 20. De fiecare dată am făcut totul transparent pentru a da încredere participanților, pentru ca toți să aibă șanse egale, fără trișori și fără cei care încearcă să mintă prin astfel de concursuri. Suntem live, reamintesc, așadar pot exista și situații diverse. Am ajuns la cel de-al 20-lea concurs. Au fost premii diverse, de la valoroase și mai puțin. Așadar, invităm și partenerii să se alăture de noi, să putem oferi cadouri de preț. Așadar, regulamentul deja îl cunoașteți, sunt toate cerințele pentru a putea intra în posesia premiului, în caz contrar va fi desemnat un alt câștigător. Vom efectua extragerea prin intermediul platformei fanpage Karma Winner. Important, one out of who liked and commented on the post. Printre cei care au comentat și au apreciat această postare, această poză. Oricum, condițiile de a aprecia pagina Olhionia, a partenerului nostru, anunțuri imobiliare, poza de concurs, share public la poza de concurs și comentariul sunt obligatorii. Da, vom extrage și câteva rezerve în cazuri excepționale, când cineva nu va putea intra în posesia premiului din diverse motive sau în cazuri în care va fi depistat că a trișat.
Așadar, fanpage Karma Winner. Și atenție, eventualul câștigător doar în cazul în care a îndeplinit toate condițiile este dat o eroare. Vom efectua din nou această simplă tragere la sorți, unul din cei care a apreciat și a comentat la poză. Așadar, câștigătorul este Andrian Straticiuc. 1 out of 196 who liked and commented on the post. Este persoana extrasă. Practic, doar 196 de participanți la acest concurs am avut, efectiv, dintre cei care au apreciat poza și au comentat. Adrian Straticiuc, vom verifica imediat dacă a îndeplinit toate condițiile concursului. Adrian Straticiuc, de altfel, participă și la antrenamentele organizate de echipe, de echipa Ohione, așadar oricine poate câștiga, atât de la prieteni până la persoane necunoscute. Puștilor teribili, care ulterior devin și ei prieteni. Așadar, poza a fost postată la 1 noiembrie, să verificăm dacă a distribuit public. Și iată, vedem în cronologia acestuia, lipsește 13 octombrie, 5 decembrie, a distribuit public ultimele postări. Din păcate, nu o să îi putem acorda premiul. Nu vedem postarea publică. Oricum, vom efectua rapid și verificările dacă a dat like la pagina Orhionia la 18 iulie 2016 și la pagina partenerului. Iată, vedem, Straticiuc nu a dat like la pagina partenerului nostru, așadar sigur nu poate intra în posesia premiului. Vom extrage o altă persoană, vom repeta extragerea, așadar toți ceilalți au din nou șanse. Încercăm din nou, new round, vă good luck, fei! Așadar, Valentin Iacub. Să vedem dacă a îndeplinit condițiile concursului. Va trebui să este un amator al fotbalului. Vedem din cronologia sa, din postările sale. Așadar, vom verifica imediat dacă a distribuit poza public. Așadar, este la 2 noiembrie. Valentin Iacub a distribuit poza public, să verificăm dacă a apreciat pagina. Valentin Iacub la 2 noiembrie a apreciat pagina Olhionia. Pagina partenerului, Valentin Iacub la fel la 2 noiembrie. Să vedem. Like la poza de concurs a fost și aia publică a fost și, bineînțeles, comentariul a fost, pentru că câștigătorul se desemnează dintre cei care au comentat și au apreciat poza de concurs. Așadar, Valentin Iacub este fericitul câștigător al tricoului de tip nou design al selecționatei Moldovei la fotbal.
Radu Gânsari. Așadar, Valentin Iacubă, felicitări. Va intra în posesia premiului. Noi însă vom extrage încă două persoane rezervă în cazuri excepționale. Așadar, prima rezervă este Liviu Negrescu. Îl vom verifica imediat și pe acesta dacă a îndeplinit toate condițiile concursului. A distribuit public poza de concurs. Liviu Negrescu, apreciat la 19 septembrie, pagina Olhionea. Și la 2 noiembrie, pagina partenerului, așadar, nu știu dacă mai are sens să mai extragem o rezervă, pentru că și Liviu Negrescu a îndeplinit toate condițiile, dar totuși vom face acest lucru. Liviu Negrescu este pe post de rezervă numărul 1. Și ultima rezervă. Grigoraș Ciutac. Din păcate, nu a distribuit poza de concurs public, chiar dacă nu are 18 ani, așa cum este menționat în regulament. Avem prieteni comuni, așadar nu a făcut acest lucru. Vom extrage o altă rezervă. Sperăm că vom găsi SIO rapid, pentru că câștigătorii, practic, sunt aleși, sau câștigătorul, mai bine spus. Marian Marius Poială, la fel și reprezentat echipa Olhionia la competiții. Este un prieten al Puștilor Teribili. Imediat verificăm dacă a îndeplinit condițiile pentru a fi rezervă. Asta e. Dar la 2 noiembrie a distribuit și el poza de concurs public. Apreciat pagina Olhionia la 4 septembrie 2014. Este un suporter fidel și la 2 noiembrie 2016. Așadar, Marian Marius Poială a îndeplinit toate condițiile concursului și este pe post de rezerva numărul 2. Rezerva numărul 1 este Liviu Negrescu și câștigătorul Valentin Iacub. Felicitări pentru Valentin. Așadar, prieteni, rămâneți alături de pagina Olhionia. În scurt timp va urma un nou concurs. Ca să fiți, să nu scăpați nicio postare, să fiți la curent, vă puteți abona prin Urmărește, Vezi Mai Întâi sau prin toate pornite notificările și nu veți scăpa nicio postare. Vă doresc încă o dată sărbători fericite, la mulți ani, uniți pentru victorie!